Salut săgetători! Voi face citirea pentru luna plină din Scorpion. Se perfectează pe data de 24 aprilie la ora 2.48 de minute în 4 grade în 4 grade Scorpion. Bun. Deci, voi amesteca în continuare puțin cărțile. Două cărți deja au căzut din pachet. Pentru voi, scorpionii, repre... săgetătorii, scuzați-mă, scorpionul pentru săgetători reprezintă casa 12. -a. Datorii, karmă, sănătate, iubire lucruri secrete, mistere. Să vedem ce primiți din partea... Uh, Să punem și ultima carte. Da, deci un doi de spate aveți 2, 2, 2. Și o prințesă de bute. Deci uh, o femeie tânără, totuși creativă, cu ascendență într-o zodie de foc, ne gândim la Berbec și la Leu. O dermare, deci un plan făcut, un proiect la care a lucrat foarte mult, ceva care se dărâmă, se năruie, ea reprezintă stagnare, dar puteți să și reconstruiți acest turn pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Și aici avem imaginația, intuiția, visarea, amăgirea. Deci, în principal, voi s-ar părea că veți avea un moment destul de Uh, interesant, aveți o stagnare. Și iată, o prințesă de spade, vorbim de o femeie cu ascendent în zodie în gemeni, sau poate în vărsător, uh, este o persoană care, uh, din câte observați, are în capul ei o grămadă de șerpi. Deci nu este o persoană pe care să vă bazați. Trebuie să fiți foarte atenți. Această persoană s-ar putea să vă creeze probleme, din impresia unei împăcări, punând la cale o împăcare, dar ea de fapt își urmărește scopurile ei. Ascunse, înscrisuri falsificate, și vine cu acest doi de cupe unde spune că va ceda ceva, să cedați și voi ceva, astfel încât să ajungeți la o armonie, la înțelegere, dar trebuie să fiți foarte atenți la această împăcare cu această femeie. Și doiul de spade, care arată o așteptare, sunteți puși în fața unei alegeri, o alegere între două drumuri identice, o alegere dificilă, o alegere cu luna în balanță, o alegere în care uh, voi v-ați dori echilibrul, dar vă dați seama că nu veți atinge acest echilibru. S-ar putea să preferați să întârziați această alegere și veți putea face acest lucru. Să vedem ce spun și runele. Și iată, aveți aici o rună este bună, aceasta nu, aceasta lăsăm așa și aici este o rună bună, aici nu, asta da, e o rună foarte bună, lângă asta la altă, și asta la fel vine ca o rună bună. Deci am putea spune că aici aveți în centru o persoană care v-a dat sfaturi ce aveți de făcut, dar de fapt urmărește să vă ducă în eroare, urmărește să Va aduca o cădere, o relație care să nu se perfecteze, o cădere de vitalitate, de energie, creându-vă aceste blocaje, și bineînțeles vorbim și aici de niște pierderi. Pierderi pe care nu le recuperați sau poate să reprezinte pentru unii speranța să primiți niște bani și nu veți primi acești bani. Aici uh, reprezintă energia consumată de voi. Uh, treceți prin toate, uh, cum să spun, toate emoțiile, uh, sentimente, emoții, uh, și am zice că treceți. Uh, Prin această situație destul de dificilă, care vă consumă foarte mult emoțional. Dar aici aveți, deci, o situație care se. cu această pierdere care rămâne, dar aici apare un câștig, un câștig care este datorat probabil unei afaceri sau poate unei persoane, o relație pe care o aveți, arată o căldură sufletească, resurse pe care le primiți, deci o acumulare a resurselor voastre, a muncii voastre și toate acestea datorită faptului că voi vă doriți dreptate, corectitudine, adevăr, dreptate și această cărună arbole de tisă vă ajută să primiți această rezolvare a acestei situații negative, da, care v-a făcut să treceți prin toate momentele de criză și pierderi financiare, datorită sfatului intenționat dat greșit de o persoană, voi veți reuși prin această rună prin care voi vreți dreptate, adevărul, să corectați totul, să aveți căldură sufletească, să obțineți veniturile și resursele pe care le-ați creat voi, să uh, aveți o victorie, o reușită, deci, la această lună plină veți primi această victorie, această reușită, darul materiale, daruri sentimentale, aspecte foarte benefice. Și uh, această schimbare care spune că totul se va schimba lent, stabil în viața voastră și benefic. Dar, așa cum am spus, voi aici aveți o prințesă de spade, care, sub nicio formă, să nu o priviți ca pe o persoană de încredere. Deci, nu este o persoană de încredere. Dacă ea vă oferă această pace, această împăcare, trebuie să fiți mai atenți dacă acceptați sau dacă e mai bine să. Uh, nu acceptați sau poate să fie uh, străină de această împăcare, din contră ea să încerce să sublineze această împăcare, această înțelegere între voi și o altă persoană. Și această ofertă, uh, am zice, ca pe o alegere, dacă vrei să alegi, aveți de ales între două aspecte, uh, unde este bine să analizați această situație și de altfel voi singur veți decide, aici aveți clar niște rune care arată că totul va fi benefic, dar numai datorită atitudinii voastre. Poate să reprezinte și o energie masculină, un bărbat care vrea să vă ajute, să vă susțină, un bărbat puternic. Dar mai repede, prieteni și foarte rar soți pentru o femeie. Aceasta a fost citirea pentru săgetători, vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!